Vica Blochin ar vrea acasă, de sărbători, pe Victor Pițurcă, dar la petrecere a mers cu Adrian Mutu, nimeni altul decât dușmanul fostului iubit al Vicăi. Mutu i-a dat dedicații vedetei TV la Lăutari și amândoi s-au distrat până noaptea târziu la un restaurant select din București, la ziua prietenei lor, Ana Maria Prodan Reghecamp. Alături de prieteni? Da, apropiații, familie. N-avea cum să lipsească soțul impresarei, Laurențiu Reghecamp. Și surpriza petrecerii a fost nașul Adrian Mutu, care a stat lângă Vica Blochina. Le-a cântat Cornelia Catanga. Am văzut și pe Adi mai devreme alături de fosta iubita lui Pițurcă aici. Vica Blochina, dar nu știu dacă este, nu e absolut nimic între ei. Am auzit pe dumneavoastră dându-i dedicații Vicăi din partea lui Adrian Mutu. Nu, a fost o melodie de bun simț. Briliantul și Vica sunt cunoștințe vechi. Pe vremea când lituanianca se vedea cu Pițurcă, Mutu ar fi invitat-o în oraș, iar asta l-ar fi deranjat pe Piți. Atât de tare încât relațiile dintre selecționer și vedeta naționalei s-au stricat de tot. Dacă ar fi să nominalizezi un antrenor de la național care te înțelegi cel mai bine și care și-a pus cel mai mult amprent asupra carierei tale, care ar fi acela? Pițurcă. Nici Pițurcă nu a glumit și nu l-a mai chemat la națională după ce astăvară a văzut pe internet o poză cu fiul lui și al Vicăi în brațele lui Mutu. Acel mic pe gen, brațele lui Adrian Mutu, pe nu. Și a fost plăcut. Tu ai fi problema dintre Mutu și Pițurcă, este adevărat? Sunt o femeie foarte curtată. Sunt o femeie care sunt frumoasă, deșteaptă. O femeie cu care Pițurcă ar fi avut o relație de 16 ani. Dar de mai bine de 2 ani, dragostea s-a transformat în război. Război purtat prin tribunale pentru ca selecționerul să-și recunoască băiatul. Testul ADN a confirmat ce a susținut Vica. Ai vrea să se implice mai mult ca tată? Eu sunt o mamă care iubește foarte mult copilul meu. Pentru mine copilul meu este viața mea. Sunt o mamă responsabilă care și iubește și pe tată copilului foarte mult. Peste o zi, Vica ar putea să dea ochii cu tatăl copilului, dar tot la tribunal. După ce rezultatul testului de paternitate a demonstrat că băiatul este al lui, Pițurcă și-a reclamat în justiție dreptul de tată. Cere custodia copilului, căruia îi plătește lunar o pensie alimentară de 3.000 de euro.